leneșilor scorpion, care întotdeauna sigur că da, au și ceva la care nu te aștepți. O zodie minunată de altfel, dar care îți oferă o parte de adrenalină și pentru cei mai slabi de îngeri, sigur, poate fi ceva mai greu de acceptat. Racul nu putem spune că nu este o zodie care are o forță interioară, dar are și o sensibilitate emoțională care sigur nu se declanșează tot timpul. Sunt ușor copleșiți de aceste probleme care apar în plan personal. Ei încep să înțeleagă de fapt că nu trebuie să aștepte ca această perioadă să se termine sau să se simtă copleșiți, ci să înțeleagă de ce se află aici. De ce se află în această ecuație, în această situație și ce anume trebuie modificat în viața lor, pentru că viața nu este făcută să o trăim numai atunci când stăpânim ceva, ci viața este făcută să intrăm și în situații de provocare. Revenim după publicitate cu concluzii pentru nativ Irak. Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic. Te iubesc, bunicule. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. În loc să ai grijă banilor tăi, poți fi mereu în control prin alerte și notificări în Homebank. Simplu ca la ING. Află de ce peste 600.000 de clienți cred că e mai simplu pe ing.ro. Diaree acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Viking. 6 modele de țiglă metalică. Viking. 30 de culori. Viking, calitate premium. Viking Prușinski, țiglă metalică cu garanție pe viață. Orice planuri de vacanță ai, dă-le gust fain cu Pate Ardealul. Am revenit, deci pentru raci, dacă ceva nu se desfășoară conform planificării, nu trebuie să se panicheze, pentru că lucrurile sunt sub control, este practic una dintre perioadele cele mai supervizate de sus și ei chiar sunt urmăriți, au un Neptun într-un semn prieten, deci au foarte multă forță divină alături, sunt foarte mulți îngerași de partea lor, dar într-adevăr provocările plutoniene nu se lasă. S-ar putea să îi tensioneze din când în când, să vedem care este zona de descărcare karmică pentru ei. Zona de descărcare karmică la RAC ar fi din punctul de vedere al astelor, o dorință extraordinară de a prelua, dacă vrei, controlul asupra anumitor aspecte ale vieții, de a pune piciorul în prag, vorbeam mai devreme, înainte de pauza publicitară, de faptul că se cam încheie niște proiecte care au ținut de strict de material. Și acum trag și niște concluzii. Descoperă, chiar vor descoperi, chiar vor avea niște surprize, nu neapărat neplăcute. Vor avea un soi de revelații, în urma cărora vor înțelege, vor conștientiza, nu doar vor percepe mental așa ca o informație trecătoare pe care n-au luat-o în seamă. Vor simți cu toată ființa lor și vor avea dovezile concrete cine sau care sunt aceia care le sunt cu adevărat prieteni și care nu. Da. Pe această zonă, racii vor avea și probabil că asta de fapt îi va și împinge să pună ordine, să preia controlul, să ajunge, trebuie să mă implic activ, ajunge. E un fel așa de ajunge este. În perioada. Merge mai departe să vedem pentru lei, Ingrid, care ar fi zona cea mai relevantă în zona aceasta a descărcărilor karmice? Trebuie să vorbesc foarte frumos despre lei, nu? Da. În perioada imediat următoare, lei vor avea o perioadă în care, lăsând gluma deoparte, se vor confrunta cu foarte multe lucruri venite din subconștient. Se vor întâlni tendințele spre, aș spune, negativitate, că e un cuvânt care totuși nu definește exact ce se va întâmpla. Acea luptă interioară în urma căreia
ei vor străluci, dacă vor ști cum, vor ieși la liman, își vor înfrânge cel mai mare adversar pe ei înșiși. Este o perioadă din care, din punct de vedere astrologic, va impune o cernere. Va impune o cernere interioară la lei și am convingerea că vor reuși, sunt semne deosebit de puternice, dar provocările vor fi pe măsură și, din păcate, pleacă din interior să nu caute în exterior adversarii. Tot ceea ce se întâmplă, ce vine din exterior, provocările, neclaritățile, sunt predispoziții astrale venite să-i oblige, să-i determine să facă această cernere. Și o vor face, nu au ce face. Foarte interesant pentru lei. Nu avem planete grele, planete în semne opus, nici măcar în semnele de quadratură, nici în Taur, nici în Scorpion. Deci la ei agresiunea nu vine neapărat pe o revoluție, pe o cumpănă a vieții, pe o revoluție planetară, să spunem, să fie puși în situații de a pierde ceva pe cineva. Nu. La ei toată presiunea în această perioadă este pe zona personală și, când mă refer la pe acest Saturn în casa iubirii, practic pe faptul că toate persoanele la care țin au probleme. Deci acest Saturn în casa iubirii și conjuncția cu Luna Neagră arată că lei sunt foarte tulburați, fie că nu mai pot înțelege deloc, ei nu, nefiind o zodie atât de încercată precum celelalte zodii, se vor izbi, spuneam, de această planetă în zona relațiilor apropiate, adică pot fi colegi la care țin, oameni apropiați la care țin, partenerii de viață, rude și așa mai departe. Deci nu neapărat o singură persoană, persoane care întâmpină probleme destul de puternice și nu mai au aceeași disponibilitate cu care lei sunt învățați, pentru că lei știm că își creează un sistem relațional foarte bine pus la punct, diferit de cel al gemenilor. La gemeni este vorba mai mult de sistem relațional necesar. La lei este mai mult vorba despre un sistem relațional care să le asigure lor o zonă de confort emoțional. Și acest cerc care lor le asigură această zonă de confort emoțional, acum, cu aceste aspecte de pe cer, fiind foarte încercați oamenii din jurul lor, mai ales oamenii la care țin cu Saturn chiar în casa, Marele Malefic, în casa oamenilor pe care lei îi iubesc, sigur că da, pot fi părinți, pot fi frați, surori, rude, spuneam, și așa mai departe, prieteni foarte apropiați, au probleme. Și atunci ei nu mai pot regăsi, nu mai pot găsi acea zonă de confort cu care sunt obișnuiți, pentru că acești oameni, având probleme, nu mai au atâta disponibilitate pentru lei. Iată o descărcare karmică despre care vorbeam. Ce trebuie ei să înțeleagă? Trebuie să înțeleagă că există și perioade în care, oricâte măsuri de precauție ți-ai lua, destinul poate să-ți joace feste. Și atunci ei sunt obligați să reșaloneze relațiile, pentru că au foarte multă nevoie de susținere, de oameni puternici care nu au probleme în jurul lor sau măcar stăpânesc problemele pe care le au, ceea ce nu se poate spune despre anturajul leilor în această perioadă. Și atunci vor face o reevaluare a sistemului relațional sau se vor implica foarte mult și vor fi mai puțin preocupați de modul în care îi gratulează ceilalți sau de modul în care ceilalți vin în întâmpinarea lor cu complimente, cu emoții, cu bucuria vieții și vor fi mult mai preocupați de ceea ce pot ei să facă pentru cei din jur. Nu este o situație foarte confortabilă pentru ei, pentru că așa sunt ei confecționați, să fie apreciați, lăudați, iubiți și nu neapărat să fie ei cei care, chiar dacă lei se caracterizează prin fair play și prin foarte multă generozitate, dar totuși dacă nu au acest cocon în jurul lor, nu funcționează la parametrii maximi. O concluzie despre această descărcare. Știi că vorbeam în pauză, vorbeam despre acest aspect că Mercur intră în aspect retrograd începând de mâine, dacă nu mă înșel. De pe 13, da. Lucru care va afecta, evident, toate zodiile, îi va afecta și pe lei, atenție la comunicare, atenție la, mai ales pe această supra-solicitare emoțională. Vor fi obligați... Și la negocieri, pentru că este pe casa banilor pentru lei acest Mercur. Da, și opus cu Neptun și retrograd de mâine. Și vor fi obligați să iasă din zona aceea de care vorbeai, de confort al leului, acea zonă interioară în care lucrurile trebuie să se deruleze într-un anumit fel și parcă vor lua razna total săptămâna viitoare. Vor fi nevoiți să se implice, să se implice poate chiar total, nu aleatoriu, și când vor fi o serie de evenimente care
îi vor lua pe neașteptate, dar vestea bună este că vor depăși și vor străluci. Într-adevăr, vor ieși cu bine la liman, dar îi va supra-solicita. Da, vor face totuși față lei săptămâna următoare. Revenim după publicitate cu aspecte astrale pentru nativi fecioară. Am revenit, Ingrid, să vedem pentru nativii fecioară, spuneam, una dintre zodiile afectate direct de prezența unor planete mari în semn opus. Deci, cu adevărat, aici putem vorbi despre marcaje karmice, descărcări karmice. Ce sfaturi le-ai da fecioarelor pentru săptămâna următoare? Au o perioadă de cel puțin 3 zile foarte, cu presiuni foarte mari, ca și la leu. Mercur o să intre într-o fază retrogradă, putem spune că e mai aproape de Pământ. Mercur îi trage mai mult către lămurirea unor chestiuni și chiar vor fi foarte preocupați cei din zodia fecioară, ei vor fi foarte preocupați de statutul lor social, de imaginea lor, de a pune la punct chestiuni care țin de zona financiară, profesională, de partea de administrare a casei, de... Vor fi foarte implicați în aceste chestiuni, numai că vor pendula între, dacă vrei, extaz și reacții, simțiri foarte exact la polul opus. Atenție la răspunsurile emoționale, la ceea ce spune, și vor face proiecte în prima fază, vor, dacă vrei, foarte metodici, cum sunt fecioarele, vor nota și pe hârtie, să fac aia, să fac aia, se pot răzgândi la 24 de ore după sau 48 de ore și să vadă cu totul și cu totul altfel lucrurile. Vor fi și expansivi, bucuroși, să se implice, după care e foarte posibil să aibă o instabilitate interioară, nervozitate, mai ales că vor vedea că poate anumite lucruri nu ies chiar cum își doresc. Aici e problema lor. Să fie conștienți, să fie... Să se uite cu atenție la semnele exterioare, că ce își vor propune, vor vedea. Nu se potrivește neapărat ceea ce le oferă ca material de lucru și instrumentar astrele, da? Vor fi foarte dornici, repet, să facă schimbări în ceea ce privește imaginea, zona financiară, gospodăria, dar nu se potrivește în totalitate, doar într-o mică măsură, și nu pot forța pe nimeni să țină ritmul cu ei, să aibă aceeași viziune cu ei, să se plieze și pe dorințele celorlalți. Atenție la acest Mercur retrograd, pentru că el, deși în mod normal le dă o inspirație extraordinară, putere de comunicare, să simtă, să vadă lucrurile, să negocieze extraordinar, s-ar putea să se surprindă pe ei înșiși în săptămâna care urmează, făcând gafe la care nu s-au gândit. Sunt aspectele astrologice. Nu îi vor lăsa să acționeze ca de obicei. Da? Le va impune o altă manieră de lucru. Atenție că sunt la extreme în săptămâna care urmează fecioarele. Descărcarea karmică este pe acceptare, dacă vrei, pe acceptarea conjuncturilor și plierea lor pe ele, nu impunerea. Și ei, spuneam, au o capacitate în perioada imediat următoare de a întreprinde foarte multe acțiuni, activități constructive, exact cum ai spus, ei ajută. Simt această forță interioară, dar s-ar putea să constate... Da. Însă în condiții de disciplină și chiar de greutăți, pentru că pentru ei acel Neptun le dă o direcție, practic nu iese nimic în această perioadă fără a trece prin teste și prin teste repetate. Da. Este antrenată un soi de luptă care poate începe pe nepregătite. Atunci când se dă startul, orice nativ fecioară trebuie să fie pregătit. De câte ori, să spunem, pleci la un drum sau pur și simplu mergi la o negociere sau, nu știu, te duci la un examen ca nativ fecioară, trebuie să te aștepți la orice răsturnare de situație în această perioadă, pentru că Neptun vrea să vadă cum reacționează și acolo unde lucrurile nu stau chiar așa cum metodicele fecioare le-au pregătit. Capacitatea lor de adaptare la
condițiile pe care acum destinul Qatartor le oferă, instinctul de supraviețuire, pentru că pot fi și probleme efectiv de natură clară, adică eu știu lipsa unei anumite situații financiare sau anumite datorii sau un anumit potențial deficitar. Va fi și, da, va fi și acest... Deci da. Anumite condiții, spuneam, care le dezvoltă destul de mult acest instinct de supraviețuire, dar numai în zonele unde ei sunt deficitari sau numai unde s-au făcut greșeli. Este o altă un alt marcaj karmic foarte important pentru aceștia și cea mai mare realizare, rezolvare va veni acolo unde nu s-au făcut greșeli majore în trecut și mai ales unde nu s-au făcut greșeli de natură spirituală și acolo unde s-a acționat foarte mult din suflet, acolo unde au făcut eforturi. Spre exemplu, dacă un nativ fecioară care are de susținut un examen nu va avea niciun fel de problemă dacă din suflet și-a ales acea profesie sau acea specializare. Dacă, în schimb, ea a fost aleasă pe criterii, din cauza mercantile sau dintr-un interes, cu siguranță vor fi bețe în roate din partea destinului. La fel de adevărat este și în zona serviciului. Cei care, să spunem, lucrează în zone nepotrivite, doar din ambiție, spre exemplu, pot avea dezamăgiri, pot avea chiar și supărare în zona respectivă dacă nu a fost ales acel lucru pe profil sufletesc. Și de asemenea pot apărea și mici disfuncții și în plan personal, acolo unde nu se înțelege cu adevărat calibrul sufletesc al partenerului. Deci iată cum fecioarele nu sunt lăsate să meargă mai departe dacă nu se raportează corect la situațiile care îi înconjoară. Ei, practic, alături de pești, sunt una dintre zodiile cele mai marcate din punct de vedere al echilibrului sufletesc. Deci ei trebuie să fie foarte atenți cum se poziționează în fața greutăților, în fața problemelor. Spuneam că și peștii au aspecte similare și ei sunt o zodie foarte încercată din acest punct de vedere, adică nu au voie să mai greșească. Spre exemplu, un nativ fecioară care are ocazia să meargă la biserică și nu merge sau care are ocazia să repare anumite greșeli și nu le repară, cu siguranță se va bloca într-o buclă în care se va mira de ce nu mai iese. Ce concluzie avem pentru acest marcaj karmic la nativii fecioară? O concluzie foarte clară. Oricum trebuie să renunțe la mentalitatea conform căreia lucrurile sunt împotriva lor și să accepte faptul că ei au pus anumite lucruri împotriva lor. Dar oare nu este chiar, dacă vorbim despre acest lucru, oare nu este chiar sensul vieții, dacă... Da, exact. Al acestei zodii, trebuie să învețe să ia în considerare, nu? Și revine periodic în harta unui nativ, da, acest aspect. Revine pentru că trebuie să ia în calcul că, culmea, mai există ființe în jurul lor care au alte aspirații, alte dorințe, visează altfel, înțeleg, altfel să aplice în lumea imediată cunoștințele, valorile, au răbdarea, au înțelegerea, au acceptare. Fecioara de multe ori este foarte impulsivă să fie ca ea să facă precum vrea ea. Și atenție că pe acest Mercur retrograd se va simți mai mult ca oricând, că e contraproductivă, da, această atitudine. Așa este. Ca o concluzie, cei care intră pe direcția propriului destin în această perioadă și exact, cum spuneam, trec printr-un proces de vindecare, anulează punctele nevralgice și renunță la această stare de alertă și de nemulțumire, iau hotărâri fără echivoc, vor fi cu adevărat nativi favorizați de aspectele planetare, care sunt, dintre care foarte multe sunt în favoarea lor. Deci sfatul nostru pentru nativ fecioară este să nu se lase pradă dezamăgirilor, angoaselor, supărărilor de moment, care sigur sunt specifice în această perioadă, spuneam, pentru toate zodiile pe quadratura Saturn-Neptun, ci să meargă cu foarte multă încredere și entuziasm înainte, accesând mai ales zonele în care cred cu adevărat și care sunt congruente cu profilul lor sufletesc. Să mergem mai departe să vedem pentru nativii balanță cum se anunță zilele următoare. Aparent, ce descărcări karmice avem? Din punctul de vedere al aselor, deși urmează scorpionul care are niște încercări evidente și balanța se află între fecioară și scorpion și are niște influențe vrând nevrând foarte clare,
totuși par să fie favorizați, par să fie favorizați, se vor descurca, deși vor avea și ei niște încercări, dar nu știu dacă le vor conștientiza. Să nu-și dea seama că nu trebuie. Mai târziu, la balanțe pe perioada imediat următoare, se impune, cum spui, ca descărcare karmică, temă pentru acasă dată de astăzi, răbdarea. Răbdarea și acțiunea gândită, nu impulsivă, da? Au o perioadă în care simți așa o revenire, o forță extraordinară, este de la astre. Dar atenție că și ei trebuie să se îndrepte mai mult către alte valori decât cele cu care sunt de obicei, sunt obișnuiți să acționeze și ei. Sunt firi foarte bucuroase și pline de viață în general. Dar reamintesc ce spunea cândva un mare înțelept, acest semn al balanței este acel semn care deține cheile iadului. Atenție la tendința spre întuneric, spre coborârea într-o zonă a subconștientului de unde să-și refuleze toate nemulțumirile. Da, și se repetă niște lucruri care au fost în perioada imediat următoare, niște lucruri care au mai revenit și în acest an de mai multe ori și nu înțeleg de ce au o stare de nervozitate. Nu înțeleg de ce. Și revin la scară mult mai mare. Este o zonă bună însă pentru balanțe, pentru a-și pune ordine, a-și face ordine în plan financiar. Pot veni către ei venituri care până acum, să spunem, au stagnat și care vin către ei grație unor eforturi anterioare. Ei încep să dezvolte spiritul acesta de al profilului corect gândit din punct de vedere mercantil, adică încep să folosească banii foarte echilibrat, pot face este și acte de caritate, da, pot pune și bani deoparte. Există într-adevăr o tensiune a anumitor scopuri pentru că Pluto sigur că da, lucrează și el, dar și pot fi chiar pretenții exagerate din partea celor din jur, însă vom vedea balanțe care se gândesc cu adevărat cum să echilibreze zona financiară, cum să echilibreze ceea ce ei ar putea face în acest domeniu. Vin către ei foarte multe soluții, Uranus le aduce în cale foarte multe soluții și care de care mai extravagantă, mai atipică, numai că nu toate pot fi puse în practică. Deci ei trebuie să rămână foarte pragmatici, ar trebui să rămână foarte concret ancorați în ceea ce se poate și să diferențieze, să fragmenteze acest lucru de ceea ce nu se poate și ceea ce va rămâne doar la nivel ipotetic. O zodie care sigur că da, poate să facă multe calcule în această perioadă, poate să facă achiziții interesante, o zodie care are instinct de câștig și de acumulare, vom vedea balanțe care fac investiții interesante, care învață să cheltuiască banii cu folos. Există și un potențial de a schimba ceva în altceva mult mai prolific, mult mai bun. M-am vorbit și în cazul altor emisiuni de relația ușor apăsătoare cu cei din jur din cauza acestui Saturn în casa relațiilor. Ceva karmic oricum legat de relația cu rudele, legat de relația cu cei apropiați, rude, frați, ververișoare, colegi de muncă. Acolo orice eroare de raționament poate fi penalizată, deci ar trebui să activeze un soi de simț de sacrificiu, spirit de sacrificiu, că Saturn este responsabil și cu sacrificiu și cu munca pentru ceilalți. Deci să nu se dea înapoi, adică acum se poate face un profil karmic pentru acele balanțe care nu au grijă de cei cu probleme din jurul lor și spuneam, ne referim la zona casei a treia, care înseamnă frați, veri, rude, colegi, prieteni apropiați de suflet din copilărie. Deci dacă acolo nu vor fi atenți și vor fi oarecum indiferenți sau indolenți cu oamenii din aceste categorii pe care le-am menționat, care apelează la ei cu diverse probleme, pentru că Saturn, sigur, spune că niciodată nu duci lipsă de probleme și dacă se vor face că nu văd problemele cu care ceilalți vin către ei, oricum, fiecare zodie unde l-are pe Saturn, acolo îi se cere spirit de sacrificiu. Pentru balanță este în casa relațiilor apropiate. Deci îi sfătuim să fie foarte receptiv la grijile și problemele celor din jur, pentru că li se cere sacrificiu în acea zonă.
o concluzie. Am spus, așa este, e o perioadă destul de tensionată pentru balanțe. Li se va cere, într-adevăr, vor fi solicitați ajutorul într-o direcție în alta, da. Dar mai este un aspect, să facă o selecție, pentru că vor fi și cereri, discuții, propuneri, poate încărcate de un derizoriu, de superficialitate, vor cam veni așa foarte multe către ei și trebuie să învețe să gestioneze. Da. Să vedem, Ingrid, unde este zona de descărcare karmică pentru nativii Scorpion zilele următoare. La nativii Scorpion se încheie și pentru ei, ca și pentru, uite, spre exemplu, pentru raci, se încheie o perioadă foarte încărcată, a fost foarte încărcată. Ei vor avea niște probleme, de obicei sunt obișnuiți, nu, cum spuneai mai devreme, să ofere tot felul de surprize celor din jur, este semnul care poate acționa destul de intempestiv, are idei, trece la fapte. Ei bine, este o perioadă în care și ei vor trebui să se îndrepte către credință, către a apela la zone spirituale. Se vor simți foarte obosiți după o perioadă destul de încărcată, mai ales afectiv, în care, cum spuneai adineori, cum vorbeam la balanțe, și ei au trebuit să rezolve problemele altora, se simt destul de încărcați, au o încărcătură emoțională destul de greu de manageria de către intempestivul Scorpion, care în general încearcă să se scape destul de rapid de probleme și să-și trăiască viața. S-ar putea să-l trăiască viața în perioada următoare și să fie nevoit să vină cu răspunsuri concrete la probleme care s-ar putea să nu le înțeleagă. Și când ceva nu înțelegem și nu reușim să rezolvăm, mai înălțăm o rugăciune că poate ne ajută Dumnezeu, va fi atitudinea Scorpionului în perioada următoare. Vor fi niște schimbări majore în viața Scorpionilor și nu provocate de ei, da? Au niște aspecte, dar pare că vor răspunde, vor fi în acord cu astrele, așa pare, lucrurile așa par să stea. Ei nu se mai îndoiesc, în ultima perioadă vorbeam despre acel spirit de sacrificiu dat de Saturn pentru ei în zona financiară, acum, da. Deci vom vedea Scorpion care ajută necondiționat, care se simt dator față de anumite persoane, care fac acte de caritate, care sunt interesați de spiritul acesta de sacrificiu în zona financiară și de asemenea foarte interesați de zona spirituală. Practic, Scorpionii apelează fie la biserică, fie la zone din acestea care îi ajută să-și acceseze sufletul și să se cunoască, să se înțeleagă mai bine, pentru că Jupiter în casa peștilor pentru ei, în zodia balanței, dar în casa 12-a pentru Scorpion, arată faptul că sunt foarte conectați cu forțele acestea exterioare care ne guvernează și ne supervizează practic permanent. Există foarte multe planuri pentru Scorpioni. Scorpionii călătoresc destul de mult și destul de impulsiv în această perioadă. Practic se pot hotărâ de azi să plece mâine și așa mai departe, în contexte care de care mai felurite. Călătorii care de altfel au o notă de predestinare, fiindcă vorbim despre Pluto, dar îi și obosesc un pic psihic. Este o solicitare psihică, sigur că da, în acel domeniu. Ei încep să-și simtă sufletul foarte bine, grația lui Neptun în casa iubirii. Acum încep să se simtă mai bine și chiar dacă nu vor vedea, să spunem, pentru Scorpionii singuri rezultate concrete imediat, le putem garanta că felul în care își simt ei acum sufletul cu Neptun în casa iubirii este foarte interesant și clar vor ajunge la rezultate, pentru că învață să se cunoască pe ei înșiși și în momentul în care vor începe să se înțeleagă pe ei înșiși, cu siguranță și cei din jur vor vedea cine sunt și de ce au nevoie, vor veni către ei cu adevărat oamenii de care au nevoie și se vor mai schimba anumite roluri în viața lor. Deci s-ar putea să mai plece anumite persoane care nu sunt pe aceeași lungime de undă și să vină persoane la care poate nici cu mintea nu se gândeau până acum. Și ne referim aici la prieteni, la apropiați în general. Ei vor obține și niște câștiguri destul de interesante, chiar și acolo unde au existat întârzieri care poate i-au făcut să nu se mai gândească la zona respectivă din punct de vedere al câștigurilor. Chestiunile practice sunt destul de bine aspectate, deci preocupările lor sunt foarte bine văzute, au un sistem relațional destul de bine pus la punct, deși supus transformării, adică s-ar putea să mai plece anumite persoane din